Ceau, sunt Vlad de betatop.ro. Vreau să prezentăm mașina de la Quadron. Mai exact, mașina Equalizer Drop Pen. Este un pen făcut de cei de la Quadron, un pen micuț. Este cel mai mic pen care l-au cei de la Quadron. Un pen micuț și robust. El vine cu un diametru de 35 de mm și denumirea lui este de Drop Pen, deoarece este ca un drop, ca un, o picătură de apă și este un pen. Avem cutia, cum sunteți obișnuiți la cei de la Quadron. Drop Pen, avem un user manual, un manual de instrucțiuni de folosire și avem penul. Penul care, după cum și denumirea îi spune, este ca o picătură, un drop. Avem aici și, după cum vedeți, avem niște o-ringuri, niște imbusuri și acesta este penul. Penul care este de doar 9 cm lungime, deci este un pen foarte mic. Deci este un pen enorm de mic, este cel mai mic pen de la cei de la Quadron. El are un motor de 6W, deci un motor foarte puternic. 6W este una dintre cele mai puternice motoare. Sunt altele de 10, dar credeți-mă, cei de la Quadron fac niște motoare formidabile, adică dau o putere foarte bună. Stroke-ul înăuntru este de 3,5, deci este un stroke care putem folosi pentru orice. Ori pentru linii, ori pentru umplut, ori pentru color packing, ori pentru shading, orice vrem putem să facem cu acest stroke, 3,5 mm. Putem să adăugăm ajustăm o extensie cu un click sistem de 0, de la 0 la 5 mm. Este pe RCA, deci avem un RCA aici închis tocmai ca să nu se, în timpul utilizării să nu se rupă, dar după o grămadă de utilizări, de aceea este bine să fie închis. După cum am spus, el are 35 de mm, deci avem un diametru de 35 și stă foarte bine, deci stă enorm de bine pe mână. Dar are tot centru, cum este mic, tot centru de greutate pică în jos, ceea ce este bine că pică direct pe ac, da? În timp ce tatuăm. Merge cu toate tipurile de AC cartuș și pe lângă asta el are o greutate relativ de la medie spre mare, să spunem așa. Putem spune medie, are 180 de grame. Sunt și mașini la 200, 250, 240, alea sunt chiar grele. Acesta are o greutate de doar 180 de grame. Este mai greuț în comparativ cu alte penuri care au 120-130, dar sincer vă spun, dimensiunea lui și cum este robust și are un mânere de 35 este formidabil, deci chiar formidabil. Aici putem să modificăm cursa acului, are un clicket chiar foarte tare, se apropie clicul de, punem așa, Fuck Iron, de mânerele de la Fuck Iron. La Fuck Iron chiar un pic mai greu se dă, el este un click chiar bun. După aia înăuntru, da, avem așa motorul, aici avem seria motorului și mânerul care de fiecare dată este bine să-l spălăm. Să-l spălăm, să-l dezinfectăm cu un dezinfectant la rece. Culoarea este eloxată, adică rezistă foarte bine, nu este o culoare normală, este o culoare eloxată, este făcută în câmp electrostatic, tocmai ca să nu se zgârie și să reziste la o grămadă de utilizări ore în șir. Acesta ar fi penul de la Quadron, mai exact Drop Pen. Este ca un drop, este ca o picătură, să spunem așa. Nu degeaba cei de la Quadron spun că au făcut de 9 cm lungime pe 3,5 diametrul, deoarece stă mult, mult mai confortabil în mână, în așa fel încât să nu obosească mâna după ore în șir de tatuat. De aia au făcut forma aceasta și de aia au dat dimensiunea aceasta, că putea pur și simplu să-i dea o dimensiune de 30 sau de 25, cum este normal. Acesta ar fi penul de la Quadron, Drop Pen. Eu sunt Vlad de pe tot.ro și cu mare plăcere ne vedem la următorul video. Pace!